Crește numărul victimelor din blocul lăsat fără curent de Nicuș Ordan. O femeie bolnavă a murit pentru că n-a avut cum să alimenteze dispozitivul care o ținea în viață. Mergem la colega noastră, Cristina Ștefan, cea care are toate informațiile despre acest caz. Cristina, are de gând familia să-l dea în judecată pe Nicuș Ordan, să-l dea în judecată Primăria Capitalei? Bine te-am găsit, Cătălina. Oamenii de aici, să știți că sunt disperați, vor să decurgă la toate demersurile astfel încât să se facă de dreptate, ne-au spus. Ei, este o situație incredibilă. Iată, au murit deja două femei care locuiau aici, asta pentru că nu și-au mai putut continua tratamentul. Cu toții speră la o minune, la o minune măcar acum în ultimul ceas, în săptămâna patimilor. O avem alături de noi pe doamna Adelina. Bună ziua, spuneți-ne cât de greu vă este să trăiți fără curent? Bună ziua! Este foarte greu, dificil. Ziua nu avem curent. Seara ne încălzim la cuptoarele care le lăsăm aprinse câteva ore înainte să adormim, că mi-e frică peste noapte să las cuptorul, să nu mă trezesc asfixiată. Este foarte dificil cu frigiderul, iarăși, mâncare. Trebuie să primesc pachete de la părinți, de la apropiații, cine poate să mă ajute. E greu. Au murit două vecine în ultimele două săptămâni. Ce știți despre cele două femei? Femeile erau în vârstă, au, din câte știu, depindeau de anumite tratamente pe care trebuia să le pună la rece. N-a fost posibil și, Doamne ferește, asta s-a întâmplat, tragedie. Tragedie, așa este. Vă mulțumim tare mult. Să știți că am vrea să mergem puțin și la Daria, pentru că are un mesaj pentru autorități. Bună, Daria! Ce mesaj ai tu și pentru cine? Vreau să zic pentru Nicuș Ordan. Nicuș Ordan chiar nu vrea să semneze. E o semnătură. Să avem și noi lumină. Ne e greu. Nu putem să mâncăm. Unii n-au curent, unii n-au gaze, unii mor de frig. Și o bătrână a murit și. Mulțumim tare mult, Daria. Lumină își doresc oamenii de aici. Sunt 90 de familii care locuiesc, iată, în acest bloc. Până în acest moment, să știți că nu am primit niciun răspuns din partea Primăriei Capitalei. I-am transmis deja o solicitare în acest sens, însă, iată, nu avem până în acest moment nicio reacție.